Știți pe aia care vă critică constant? Oamenii nu o să vă ajute niciodată și nu o să vă susțină niciodată. Da, mi-am dat seama analizând parcursul meu în viață și nu numai că oamenii care te critică constant, de fapt, ăia nu te iubesc. Pentru că în momentul în care iubești un om, n-ai cum să-l critici. În general, oamenii care te critică nu vor nici să evoluezi, nici să crești, nu-ți vor nici binele, nici nu au vreun interes să te ajute să-ți depășești situația sau condiția în momentul respectiv. De-aia e bine să stați la distanță. Din ce am învățat eu, este că e bine să stați la distanță de oamenii ăștia și mi-am făcut o misiune de acum încolo să fac asta pe viitor, pentru că mi-am dat seama că nu mă ajută la nimic. Mi-am dat seama că oamenii care m-au criticat nu m-au ajutat nici când am reușit. M-au criticat că de ce am făcut un lucru într-un anumit fel, când a fost bine rezultatul, când a fost bun rezultatul. Numai atâta. Mare lucru ce ai făcut și tu. Știți? Adică pentru ei oricum n-a fost niciodată suficient. Și o să vină cineva să zică, da mă, da, te critică pentru că țin la tine și vor să te vadă cum evoluezi și știi, vor să te impulsioneze și critică constructivă. Nu prea există critică constructivă. Da? În momentul în care ții la un om, îi accepți acțiunile și ceea ce faci așa cum este. Așa cum sunt lucrurile alea. Adică le accepți și accepți alegerile așa cum sunt, fără să încerci să spui, impui tu viziune. Asta cu, da mă, da, eu te critic pentru că țin la tine și vreau să ai, văd că ai potențial și vreau mai mult de la tine, asta este în traducere liberă, să-l spune de fapt, nu, eu de fapt vreau să faci ce vreau eu, cum vreau eu, când vreau eu și aș vrea să te manipulez și să te duc eu de nas cum vreau eu, pentru că mă distrează chestia asta. Cam așa s-ar traduce toată treaba asta cu critica, știți? Nu că de fapt îți vrea binele. Că un om care îți vrea binele îți acceptă starea, situația și așa mai departe, în cazul în care, nu știu, nu-i de acord cu pașii pe care i-ai făcut, deciziile pe care le-ai luat, te întreabă, îți pune niște întrebări din alea care te fac să te gândești dacă pașii pe care i-ai făcut sunt buni sau nu. Așa te ajută. Făcându-te să te gândești la situația ta și făcându-te să te gândești cum acționezi, dacă acționezi bine și așa mai departe, punându-ți mintea în mișcare. Niciodată nu vin, ha, dar de ce ai făcut aia așa, că nu așa se face, nu e bine, nu ai acționat corect. Nu, aia nu este formă de dragoste și formă de grijă. Aia este doar o compulsivitate a unora de a controla. Și sunt unii care sunt efectiv obsedați de critică, e critică tot în jurul lor, absolut tot ce le cade, mână, în față, în ochi, tot critică. Aia sunt niște oameni care ar trebui să se ducă să-și facă un control și cu atât mai mult nu trebuie să băgați în seamă, pentru că nu aduc nimic bun, nu aduc decât energie negativă, nu e dovadă de dragoste. Asta am realizat în decursul anilor, că nu e dovadă de dragoste să critici pe cineva și chiar și eu mă abțin pentru că din puterea obișnuinței, crescând unde am crescut, în familia în care am crescut, cu cunoștințele pe care le am și așa mai departe, mi s-a format și mie, bineînțeles, reflexul ăsta de a critica și mi-am dat seama că, și mai ales citindu-l pe Seneca, mi-am dat seama că nu e tocmai cea mai bună idee să critic pe cineva și încerc să-mi înfrânez tentația asta de a critica oamenii. Și de a le microanaliza fiecare gest. Că până la urma urmei fiecare știe mai bine ce e bine pentru el. Oricât de bine ai cunoaște un om, chiar dacă ți este copil, părinte, soț și așa mai departe, decizia pe care o ia nu ai cum să o vezi fix din poziția lui. Nu te poți pune în papucii lui proverbial pentru a vedea fix poziția lui. Sunt foarte rare situațiile alea și, prin urmare, e foarte greu să critici din perspectiva lui și atunci n-are sens. A, că îl pui
îi pui întrebări de genul, dar crezi că este o idee bună? Dar cum ai ajuns la concluzia asta? Dar ce ai de gând să faci pe viitor? Și așa mai departe. De ce suport ai nevoie? Ce crezi că te-ar ajuta să acționezi mai bine? Astea sunt întrebări ajutătoare, care, cum ziceam, îți pun mintea în mișcare și te fac să te gândești și în timp te ajută, probabil. Și dragostea nu se manifestă prin critică. Da, a fost un șoc pentru mine când am realizat chestia asta, pentru că eu am trăit din copilărie întotdeauna sub umbra criticii, adică dacă nu mă critica cineva, mi se părea că e... Și, ba, mai mult, de-a lungul timpului am căutat relații și oameni pe lângă mine cu specimene din astea care mă criticau constant, pentru că eram dependentă de critică, să fiu criticată. Și nu înțelegeam de ce mă simt rău și nu înțelegeam de ce mi-e rău și de nu înțelegeam de ce mă fac ce să mă simt rău toată treaba asta. Adică, cum? Adică, eu sunt dependentă de critică, dar asta mă face să mă simt rău. Și nu înțelegeam. Și a durat foarte mult timp până mi-am dat seama că dragostea nu are nicio treabă cu critica. Și că, din contră, în momentul în care iubești un om, vrei ca visurile lui să fie cât mai nebunești, cât mai alambicate. Evident că nu vrei să-l vezi suferind. Dacă nimeni nu vrea să vadă o persoană la care ține că suferă, dar vrei ca visurile lui să fie cât mai mari, cât mai gigantice, cât mai nebunești, cât mai extraordinare, să aibă parte de experiențe extraordinare, să se bucure de viață, să îi aibă entuziasmul ăla de viață. Și acolo nu-i critică. Toate astea n-au nicio treabă cu critică. Și ca să poți alimenta visurile astea și toate cele, nu ai cum să critici. Pentru că critica efectiv taie tot elanul de viață al unui om. Cât de mică, de la știți că cât de mic ar fi critica, taie elanul de orice, de chef. Dar de ce ai făcut așa și n-ai făcut invers? Dar nu puteți să faci mai bine? Dar vezi că acolo e greșit. Dar nu e o idee bună. Dar de ce să ieși din zona ta de confort? Nu stai acolo. De ce? Nu. Și foarte mulți oameni iarăși își proiectează fricile lor personale interioare asupra celorlalți prin criticile pe care le exprimă. Și e trist și dureros și te e enervant. Și de-aia zic că trebuie să fim mai atenți un pic la oamenii ăștia din jurul nostru, pentru că dacă ne critică, nu ne iubesc. A, da, criticile sunt benefice când vine vorba de sistemul politic, când vine vorba de medicină, când vine vorba de lucruri din astea unde, să spunem, societatea civilă, de exemplu, trebuie să-și spună părerea și să-și facă simțită prezența. Acolo, da, critica este utilă. Critica literară, dacă vreți, este iarăși extrem de utilă. Este minunată, că ajută și dezvoltă conversații și idei și așa mai departe și dă naștere la alte idei. Dar critica oamenilor și acțiunilor lor nu ajută, mai ales că niciunul nu plecăm din perspectiva de perfecți și de atotștiutori. Și atunci nu ajută. Și de-aia încerc și eu pe cât posibil, că normal sunt om și mai scapă și mie și sper ca într-o zi să ajung la înțelepciunea asta, dar nu mai critica pe nimeni. Pentru că îmi dau seama că nu ajută, nu e constructiv, nu... Mie personal nu mi-aș duce niciun beneficiu, nici că mă apuc să critic pe cineva, nici că sunt criticată, nu mi-am duce, din contră. Ambele sunt la fel de destructive pentru mine. Și atunci trebuie să scot chestia asta din reflex. Dar durează, evident, toate lucrurile astea durează. Dar simpla conștientizare a faptului că oamenii care te iubesc, de fapt, nu critică, pentru mine a fost o revelație uriașă. Chiar nu mă așteptam. Când am stat și am analizat anumite modele de oameni și de viață și așa mai departe, mi-am dat seama că, uite, ăsta e punctul pe care nu-l regăsesc la ei. A fost o revelație absolut uriașă pentru mine. Da. Spuneți-mi ce părere aveți voi despre treaba asta, dacă sunteți sau nu de acord cu mine. Vă pup și ne vedem mâine!